stau în templu său. Binecuvântați sunt acei ce se încred în Domnul. Binecuvântați sunt acei care stau în templu său. Binecuvântați se încred în Domnul. Vom simți puterea sa, față-n față-l vom vedea. Bine-n-a, ascultă-ne, Doamne, stau în templul său. Binecuvântați sunt acei ce se încred în Domnul. Vom simți puterea sa, față-n față-l vom vedea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în dimineața aceasta suntem la un timp de închinare. Am dorit ca din toată inima Dumnezeu să ne asculte rugăciunile noastre, să privească înspre noi, înspre starea noastră și să ne ajute ca să putem trece biruitor prin orice problemă. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pe toți și ne fericește Dumnezeu pe toți. Pe toți care suntem aici și care vor veni aici, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, zice în cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 84, cu versetul 4, că ei pot, tot mai pot să te laude. Ne fericește Dumnezeu pe noi toți că suntem aici în casa lui Dumnezeu și cu toții, cred, din toată inima, că îl lăudăm, îl binecuvântăm și îl preamărim pe Cel ce este veșnic viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Că El ne-a dat posibilitatea, nu noi, El totul în toate și în toți, binecuvântat să fie numele Domnului. Pe urmă, David vine în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 23, și spune niște lucruri, un lucru foarte esențial, care aș dori din toată inima să ne fie benefic și nouă în dimineața aceasta. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În toate zilele vieții noastre, să fim aici prezenți în casa lui Dumnezeu. Aici unde Dumnezeu, în special zic, aici unde Dumnezeu ne ascultă. Poate suntem în locuri în care putem numai cu suspinuri să-L rugăm pe Dumnezeu. Poate că, eu știu, în gândirea noastră să lăudăm pe Dumnezeu. Suntem înconjurați de atâtea probleme și atâtea necazuri. Dar aici, în casa lui Dumnezeu, avem posibilitatea să mergem în rugăciune liberi înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă, slăvit să fie numele Domnului.
Aș dori ca mulțumirile noastre să fie îndreptate în prima parte a rugăciunii înaintea lui Dumnezeu. Fraților, nu știu de ce. Nu știu de ce Dumnezeu are milă de noi toți. Și în special aici, în locul acesta. Aici, în statul acesta în care ne-a dus Dumnezeu, în orașul acesta în care ne-a dus Dumnezeu. Nu știu de ce. Dumnezeu știe toate lucrurile, dar e un mare dar aici în lucrul acesta. Dacă nu ne pocăim cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, va fi o mărturie înaintea lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările, pentru toate binefacerile care ni le-a făcut Dumnezeu, că ne putem aduna în casa lui Dumnezeu, putem să ne întâlnim împreună în alte părți, în alte locuri, chiar aici, în statele din estul Australiei. Știți ce probleme sunt, știți ce necazuri sunt, că frații nu pot să se adune. Și noi aici ne putem aduna în casa lui Dumnezeu. Ar trebui să fie între noi o recunoștință față de Dumnezeu de ceea ce a făcut pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. N-avem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru toate lucrurile, să-i mulțumim pentru că Dumnezeu deschide izvoare aici în Perth. Aici, în statul acesta, Dumnezeu deschide izvoare în toate direcțiile, material, spiritual, în tot ceea ce avem nevoie, numai noi să fim oamenii aceia care să fim atașați cu toată inima înspre Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În a doua parte a rugăciunii aș dori mult să ne rugăm, să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Un lucru extraordinar pe care pe mine m-a mișcat mult, cu toate că l-am citit de zeci de ori cuvântul acesta. Dar dacă stai atent și privești adânc în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu, printr-un cuvânt, îți poate deschide lucruri pe care nu le-ai priceput până acum. Și uita ce spune David în Psalmul 32, un lucru foarte, foarte, foarte important. Zice, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, dar o condiție mai jos, zice, și în duhul căruia nu este viclenie. Pe aceea îi fericește Dumnezeu. În oamenii care nu sunt fățarnici, nu sunt vicleni, oameni cu inima sinceră, să merg înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt și să mă rog, Doamne, Doamne, nu merit, Tu meriți toate. Te rog, cu căință, cu pocăință, cu smerenie înaintea lui Dumnezeu, să ne ducem cu toții în rugăciunea aceasta, să ne mărturisim înaintea. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru situația aceasta în care suntem. Mulțumim lui Dumnezeu pentru conducerea Australiei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru primul ministru al Australiei, care deocamdată stă în picioare, pentru că îl ține Dumnezeu. Și noi, ca și credincioși, suntem datori să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să aibă propășire în lucrarea care o face cu frică de Dumnezeu și să poată merge înainte să implementeze legi în Australia, legi care să nu contravină Bibliei, legi care să fie de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia, ca să putem duce o viață, zice cuvântul lui Dumnezeu, să putem duce o viață pașnică și liniștită, slăvit să fie numele Domnului. Cu aceste gânduri, vă rog să mergem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim lui Dumnezeu, să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Amin.
Vom slăvi pe Domnul cu o cântare. Tată, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Amin. Pentru următoarea rugăciune aș dori să ne rugăm pentru cei tineri din adunarea noastră. Domnul să-i umplă cu Duhul Sfânt și Domnul să ne facă pe toți tinerii oameni după inima lui Dumnezeu, așa cum a fost și David. Amin. Spune în Matei, capitolul
12, versetul 35. Omul bun scoate lucruri buni din visteria inimii lui, dar omul rău scoate lucrurile din visteria inimii lui. Așa cum cuvintele noastre sunt o reflexie de ceea ce e în inimile noastre, așa e și cuvintele lui Dumnezeu o reflexie de ceea ce este în inima lui Dumnezeu. Și ca să fim oameni după inima lui Dumnezeu, trebuie să păzim poruncile Lui, de dragul Lui și din motiv pentru Dumnezeu. Pentru că dorințele lui Dumnezeu sunt în Evanghelia Lui, care El a inspirat Sfinții Apostoli ca să trăim după voia Lui și după inima Lui. Și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte la acest lucru. În al doilea parte de rugăciune, hai să ne rugăm pentru cele trei familii, dacă poate să se afișează. Pentru familia Bodale, Dumitru și Lidia, spunem ca Domnul să-i binecuvânteze. Familia Borceanu, Duhul și Dorina, spunem ca Domnul să-i binecuvânteze. Și familia Botofan, și spunem ca Domnul să-i binecuvânteze. Hai să mergem în rugăciune și să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne umple cu Duhul Sfânt. În vremurile ca aceștia, avem nevoie mai mult de puterea și călăuzirea Duhului Sfânt în adunare și afară din adunare. Și Domnul să face acest lucru o realitate în viața mea și în viața noastră și în inimile noastre ca să-L putem să-L iubim din toată inima. Hai să mergem în rugăciune și să cerem la Dumnezeu aceste lucruri spre slava Lui și de dragul Domnului să o facem, frați și surori. Că de asta venim la adunare, dacă nu totul e o formă de evlavie. De dragul Lui să o facem. Că s-a răstignit pentru noi și noi a trebuit să-L iubim pe El. Și El să ne ajute la acest lucru. Doamne ajută! Hai să ne ridicăm în picioare să ne rugăm, Domnule. Amin.
slăvim pe Domnul cu o cântare. Și crede, oricând de grea durerea, că Domnul te mai poate vindeca. La El este puterea, la El e mângâierea, că știe când de grea e boala ta. E putere, putere, în numele Iisus, e iertare, iertare, în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și bine. Cel ce-a dat lumină morbilor. E putere, putere, în numele Iisus, e iertare, iertare, în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare, dar e putere în jertfa din calvar. E putere, putere, în numele Iisus, e iertare, iertare, în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare, dar e putere în jertfa din calvar. A vindecat leproșii, chiar și demonizații, El a adus salvare tuturor. Să ne unim cu toții, să ne rugăm toți frații, să mai coboare Domnul în popor. Iertare, iertare, în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare, dar e putere în jertfa din calvar. E putere, putere, în numele Iisus, e iertare, iertare, în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare, dar e putere în jertfa din calvar. Adu-ți aminte astăzi ce scrie în Scriptură și poți pleca acasă vindecat. E putere, putere, în numele Iisus, e iertare, iertare, în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare. Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, din nou. Zicem ca Dumnezeu să-și binecuvinteze toată lucrarea Lui în mijlocul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Sigur, aș dori, Flaviu, să lași pe ecran refrenul din cântarea care am cântat-o. E putere. Frații, eu cred că au fost călăuziți de
Duhul Sfânt când au cântat această cântare, pentru că, într-adevăr, urmează o rugăciune pentru vindecare, o rugăciune pentru problemele care ne confruntăm cu toții. Extraordinar ce frumos spune și ar fi bine să medităm cu toții, e putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare prin sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar. Să-ți dea Dumnezeu în dar toate lucrurile acestea. Fără să plătești nimic, ne ducem la șop, cumpărăm marfă pentru noi, lucruri pentru noi, plătim. Dar să-ți dea Dumnezeu ceea ce nu-ți poate oferi lumea aceasta. Să-ți dea iertare, să-ți dea vindecare, să-ți dea viață din El, în dar să-ți dea Dumnezeu, ce mare Dumnezeu avem. Slăvit să fie numele Lui. Aș dori cu toții să realizăm lucrul acesta. Ce mare Dumnezeu avem, că a avut milă de noi. Dumnezeu mai are milă de noi. Mila Lui încă nu s-a terminat, să știi. Mai are milă și mai aduce aici în casa lui Dumnezeu, mai ascultă rugăciunile pentru cei bolnavi, mai ascultă Dumnezeu dorințele noastre care le aducem înaintea lui Dumnezeu și sunt după voia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Aș dori în primul rând, pentru că nu am spus chiar la început, să amintesc un lucru, problemele cu care frații noștri din adunare s-au confruntat zilele trecute, familiile Chiș, familiile Onicaș, familia Turciani, familiile Lupu. Mulțumesc bisericii pentru rugăciunile care le-am înălțat pentru fratele Vasile Chiș, care a trecut la cele veșnice. Știm cu toții, s-a postat pe site-ul bisericii lucrul acesta. Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă întărească în această perioadă, zicem noi, grea. Fratele s-a dus, e acasă. Nu doresc să fie acasă cu el? Ca să ajungem cu toți acolo acasă, trebuie să fim niște oameni miloși, oameni buni. Ați auzit ce spunea fratele Fineas, citea din cuvântul lui Dumnezeu din Matei 12, versetul 35, că sunt oameni buni și oameni răi. Așa este. Oamenii buni. Sunt niște oameni miloși, sunt niște oameni simțitori care simt cu unii cu alții. Simt eu la necazul tău, la durerea ta, mă fac totul ca tu să poți scăpa de ea. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne facă să înțelegem fiecare la situația cu care ne confruntăm. Sunt în multe probleme și în rugăciunea aceasta pe care o vom face înaintea lui Dumnezeu. Fratele Beni a venit și mi-a spus un lucru, să ne rugăm pentru biserica din Ghiroda. Sunt probleme grele. Frații din România, majoritatea în biserici, sunt loviți cu COVID-19. Păstorul asistent de la biserica din Ghiroda, Liviu Câmpan, a trecut la cele veșnice. Dumnezeu să-i mângâie familia. Dumnezeu să-i întărească familia. Nu știm ce vârstă a avut, dar orice vârstă o fi avut. Încă a fost slujitor în biserică. Nouă ne-a făcut parte, Domnul, să nu avem niciun caz aici. Ca toți să fim sănătoși. Ca toți să nu fim atinși de această pandemie. Psalmul 91, care spune destul de frumos acolo, 1000 să cadă la stânga ta și 10.000 la dreapta ta. Dar s-a împlinit cu noi cuvântul acesta că de tine nu se va atinge, s-a atins COVID-19 de cineva din biserică. E puterea lui Dumnezeu care ne-a păzit și care ne-a ocrotit, slăvit să fie numele Domnului. Cât e mulțumitor și n-avem poate cuvinte ca să-i mulțumim lui Dumnezeu de ajuns pentru ceea ce a făcut pentru noi. Pe urmă, aș dori ca să ne rugăm pentru fetița Mana, care a fost amintită de 3 luni vârstă, este în spital de 2 săptămâni. Tatăl ei este slujitor în biserică și ne roagă cu stăruință înaintea lui Dumnezeu să o aducem din nou pe această fetiță înaintea Domnului în rugăciune, ca Dumnezeu, atingerea Domnului să fie peste ea, să fie eliberată, să fie în facultățile mentale totale
și să poată crește în frică și temere de Domnul. Dumnezeu să lucreze la această cauză. Pe urmă, cumnatul lui sora Lenuța Pumnuț, care a fost aici între noi, se numește Pista Avram, este a doua oră cuprins de COVID-19 și în stare foarte gravă. Din toată inima, haideți să simțim cu fratele respectiv ca Dumnezeu să se atingă de el. Vă mai spun ceva eu acum, nu v-am spus până acum. Am adus înaintea bisericii pe un frate din Valea Mare, din județul Bistrița, Năsăud, care a fost bolnav de COVID-19, a stat în spital în Cluj, intubat, vreo 4 luni de zile. Vă dați seama, 4 luni de zile. Dumnezeu l-a readus la viață. Și la început, după ce l-a destubat, zicea că nu mai putea să vorbească, nu mai avea cuvinte să vorbească, dar în timp, Dumnezeu i-a dat vorbirea înapoi. Și a spus copiii lui așa, care sunt nepocăiți. Zice, dacă Dumnezeu face o minune în casa noastră, noi ne pocăim cu toții. Slăviți să fie Dumnezeu! Minunea a făcut-o Dumnezeu în casa lor. Eu aș vrea ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest frate care l-am adus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a atins de el. Poate rugăciunile altora, poate nu a noastră, poate ca a noastră, nu știm, Dumnezeu știe. Dar oricum, este bine ca să înălțăm rugăciuni pentru frații și surorile care sunt în suferință. Și uitați un lucru foarte interesant, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov, în capitolul 6, aș vrea să citim și să fim atenți la acest cuvânt. Capitolul 6, versetul 14, te rog să-l afișez și să fim foarte atenți aici. Noi, eu aș dori ca toți să fim prieteni, suntem frați în Domnul, dar toți să fim prieteni. Și uite ce spune aici Iov, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de tot, de cel atotputernic. Fraților, mila. Aș dori în toată inima să ne caracterizeze pe toți noi milă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, știm cu toți în alte părți, milă voie și nu jertfe și ascultare de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Și în Iacob spune că mila biruiește judecata. Vrei să ai biruință la judecata lui Dumnezeu când vei ajunge în fața scaunului? Eu vreau. Eu vreau din toată inima. Și de aceea, de câte ori aud câte un caz și sunt frați, familii în biserică care suferă grozav, Dumnezeu să aibă milă de toți care trec prin necazuri, prin probleme, aș vrea să aduc înaintea lui Dumnezeu, să aducem în rugăciunea aceasta în prima fază, fii risipitor, care este cel mai greu lucru care ne apasă în inimile noastre. Să scurgă lacrimile din loc pentru fratele tău, pentru sora ta, pentru familia care trece prin probleme. Și cu siguranță că Dumnezeu va aduce rezolvare, slăvit să fie numele Domnului. Important este să fim niște oameni miloși, niște oameni iertători și să ne iertăm, cum zice Apostolul Pavel, unii pe alții, cum ne-a iertat și pe noi Hristos, Dumnezeu în Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Aducem înaintea lui Dumnezeu. Eu am obicei să-i amintesc, indiferent cine ce-a zice. Și am avut o scăpare ultima dată când am dat îndemn la rugăciune care mi-a fost așa pe inimă și mi-este pe inimă în continuu pentru copilul lui fratele Vasile, pentru Filip, ca Dumnezeu să lucreze la inima lui, la mintea lui. Și să se întâmple ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în pilda fiului risipitor, că i-o veni mintea la cap. Și Dumnezeu să facă lucrul acesta cu toți fiii risipitori. Și în Psalmul 137 zice acolo, parcă visam când a adus Dumnezeu înapoi pe prinșii de război. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni miloși și să ne rugăm cu toată inima pentru copiii lui fratele Petrică Murza, al lui fratele Nelu Horvat, al lui fratele Ghiță Cristea, al lui fratele Ducu Borceanu, al lui fratele Dinu, al lui fratele Cornel Columpar, al lui fratele Vasile, al lui sora Victoria. Dumnezeu să lucreze la toate cauzele acestea și Dumnezeu să producă noi bucurie văzându-i că vin cu toată inima înapoi, trași de Dumnezeu.
Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Vedeți ce important este să fim oameni rugativi, oameni simțitori, unii față de alții. Dumnezeu să ne ajute. În a doua parte, ne rugăm pentru cazurile de boală care le-am amintit și care le avem la noi în biserică, în situația lui sora Mia, Dumnezeu să-și facă desăvârșită lucrarea. În situația lui fratele Ghiță Cristea, lui sora Mărioara Cristea, sora Jeni, sora Victoria, fratele Pumnuț, sora Regina Pumnuț. Dumnezeu să lucreze la orice situație, la orice problemă, cu puterea Lui și să-și facă Dumnezeu desăvârșită lucrarea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă cumva sunt situații deosebite și nu am amintit și vreți ca să ne aduceți înaintea bisericii cu toată inima, printr-o ridicare de mâini sau voce, să le spuneți și să ne rugăm cu toți înaintea lui Dumnezeu. Sunt frați, sunt surori care doresc din toată inima ca intervenția lui Dumnezeu să fie. Doamne, ai văzut mâinile ridicate, ai văzut problemele cu care ne confruntăm. Ca Tu să lucrezi prin puterea Ta dumnezească, ne ducem pe genunchi și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Amin.
vă așezați și vom cânta o cântare spre slava Domnului. Sângele
scoală de păcat. Sângele lui Iisus, sângele lui Iisus, sângele lui Iisus, ne spală. Să fie Domnul. În Efeseni 4, versetul 11 până la 15, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea stăturii plinătății lui Hristos, ca să nu fim copii plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. În rugăciunea aceasta, hai să ne rugăm pentru slujire în adunarea noastră, pentru cei care slujesc la cor, la orchestră, la fanfară, cei care slujesc, care dau îndemnuri, cei care sunt în parcare, cei care sunt la școala duminicală, cei care sunt la proiector, Domnul să-i binecuvânteze, ca să facem din toată inima noastră pentru Domnul. Și pentru cei care slujesc la predică, la cuvânt, Domnul să vorbească, El să călăuzește, să ajungem la starea aceea de inimă în care nu mai dependem de înțelepciunea omenească, de puterea omenească, când le aruncăm pe toate la o parte ca să se vadă călăuzirea Duhului Sfânt și nu înțelepciunea omenească, și înțelepciunea dată de sus de Dumnezeu în adunare ca să se zidește poporul lui Dumnezeu. Și a doilea parte de rugăciune, hai să ne rugăm pentru... Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta, pentru ora de rugăciune care El ne-a dat-o, pentru harul ca putem să fim în casa Lui. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu, stând în picioare, amin.
Vom ocupa locurile și vom slăvi pe Domnul cu o cântare. Acolo unde Duhul tău curge
Slăviți să fie Domnul! Amin. Domnul să dea duc de viață astăzi peste noi, să putem să proclamăm numele Lui, pentru că El a fost victorios și a înviat pentru noi. Slăviți să fie Domnul! Avem un Dumnezeu viu și un Mântuitor care este viu în vece vecilor. Slăviți să fie Domnul! Vă invit în dimineața aceasta, înainte de a ne ruga, să citesc textul pentru care ne vom ruga, din 2 Cronici, capitolul 34, începând cu versetul 14. 2 Cronici, capitolul 34, versetul 14, găsirea cărții legii. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului, a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii și a sfârșit hainele, și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul fiul lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din pricina Domnului, din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevastă lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Harsa, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce a spus cei ce aveau de spus, ea le răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine, așa vorbește Domnul, iată, voi trimite norociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemile scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus stămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, când ai auzit cuvinte rostite potriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns înaintea mea, eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi și vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Și a adus împăratul răspunsul acesta, amin. Vă invit așa cum stăm, din nou să ne rugăm Domnului ca Domnul să lase pe Duhul Lui cel Sfânt peste noi în dimineața și asta să ne cerceteze, amin. Ne rugăm Domnului.
Vă invit să reocupați locurile. Doresc să citesc un verset din Apocalipsa 14 cu versetul 13. Apocalipsa 14 cu versetul 13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor ordini de osenirile lor, căci faptele lor îi urmează. În săptămâna care a trecut, așa cum amintea fratele Aurel, o parte din cei care au trecut din viață, pe fratele Vasile Chiș și tot ce aparține de această familie, Dumnezeu să se îndure de ei și să-i binecuvinteze. Sora fraților Lupu, care e în vârstă de 62 de ani, a trecut și ea din viață la Domnul, Dumnezeu să binecuvinteze această familie și tot ce aparține de această soră. Am înțeles că a rămas un soț bolnav acasă și 4 copii. De asemenea, mama fratelui Iosif David și a trecut la Domnul tot în săptămâna trecută. Dumnezeu să binecuvinteze și familia aceasta și tot ce aparține de familia David, Dumnezeu să îi binecuvinteze și să aibă milă de ei. Mama, sora Savenco, mama lui Alexa Savenco, care nu este membru la noi, dar cunoaște foarte bine familia aceasta, a trecut și ea la cele veșnici și Dumnezeu să îndurești de familia Savenco. Dumnezeu să se îndure și de familia care, așa amintea fratele Aurel, din tot din Ghiroda, familia Liviu Câmpan, care a trecut și el la cele veșnice, slujitor în adunare, Dumnezeu să îndure de familia aceasta. Are și familie mare care a rămas în urmă și toți care au trecut la Domnul, așa cum spunea cuvântul Domnului, ferice de cei care mor în Domnul, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Durerea mare ar fi dacă cineva trece din viață și nu este împăcat cu Domnul. Și Dumnezeu să îndure de fiecare, toate familiile care, într-un fel sau în altul, pierd pe cei dragi la o vârstă sau alta, Dumnezeu să îndure de cei rămași în urmă. Să-i binecuvinteze și să aibă milă de noi toți și să ne întărească pe fiecare în parte ca să urmăm cuvântul Domnului și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și El să ne cerceteze pe fiecare în parte. Tot în dimineața aceasta, Dumnezeu să binecuvânteze pe cântăreți, corul, grupurile și toți cei care laudă pe Domnul, Domnul să vă binecuvânteze. Să vă dea mult har și multă binecuvântare și Duhul lui Cel Sfânt să fie peste voi. Cântați ca să aveți răsplată și să cântați din toată inima și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Grupul mai laudă pe Domnul, adică, frații care s-au pregătit, el laudă pe Domnul cu o cântare, corul laudă pe Domnul cu prima cântare, fratele Daniel Morar laudă pe Domnul cu o cântare și apoi fratele Radu Stoica laudă pe Domnul cu o cântare și după care vă mai anunța. Astăzi vino la El.
Să nu mai rămân în păcat, să rămân.
Lăudat să fie Domnul! Doamne, dragoste între frați, pune, Doamne, dragoste între frați, de la mic și până la mare, ca să aleagă fiecare, pune, Doamne, dragoste între frați, de la mic și până la mare, ca să aleagă fiecare, pune, Doamne, dragoste între frați. Pune, Doamne, dragoste între frați. Pune, Doamne, dragoste între frați. Ca prin fapte de credință să ajungă la biruință, pune, Doamne, dragoste între frați. Ca prin fapte de credință să ajungă la biruință, pune, Doamne, dragoste între frați. Dragoste-ntre frați, pune, Doamne, dragoste-ntre frați, pă mereu să se iubească, să nu se mai clevețească, pune, Doamne, dragoste-ntre frați, pă mereu să se iubească, să nu se mai clevetească, pune, Doamne, dragoste între frați. Pune, Doamne, dragoste între frați. Pune, Doamne, dragoste între frați. Frații să-și întindă mâna, să fie cu toții una, pune, Doamne, dragoste între frați. Frații să-și întindă mâna, să fie cu toții una, pune, dragoste între frați. Pune, dragoste. Pune, Doamne, dragoste în surori. Pune, Doamne, dragoste în surori. Fă ca ele în adunare să stea numai în ascultare. Pune, Doamne, dragoste în surori. Fă ca ele în adunare să stea numai ascultare, pune, Doamne, dragoste în surori. Pune, Doamne, dragoste între frați. Pune, Doamne, dragoste între frați. Până la a ta venire să ne ducă în
veșnicie. Pune, Doamne, dragoste între frați, până la a Ta venire, să ne ducă în veșnicie. Pune, Doamne, dragoste între frați. Dragoste-ntre frați, pune, Doamne, dragoste-ntre frați, păca ei să fie una, până vom primi cununa. Pune, Doamne, dragoste-ntre frați, păca ei să fie una, până vom primi cununa. Pune, Doamne, dragoste între frați, păca ei să fie una, până vom primi cununa. Pune, Doamne, dragoste între frați. Amin. Domnului ne cheamă să privim cu toții în sus, ne spune pe față să trăim o viață mai aproape. Să trăim o viață mai aproape de Iisus. Vremurile cele bune nu mai sunt de musa bun,
și în vremuri grele, astăzi mi se cere mai aproape de Iisus. Și în vremuri grele, astăzi mi se cere mai aproape de Iisus. Deși tu, frate creștine, înțelege ce ți-am spus, și în bucurie toți ai să fie mai aproape de Iisus. Și în bucurie toți ai să fie mai aproape de Iisus. Au trecut acele vremuri, nu mai sunt de mult sau dur. În lumina vieții să trăim cu toții mai aproape de Iisus. În lumina vieții să trăim cu toții mai aproape de Iisus. Amen. Corul laudă pe Domnul cu a doua cântare, apoi fratele David Lasconi laudă pe Domnul cu grupul, cu o cântare, apoi cu toți împreună laudăm pe Domnul cu o cântare, după care Domnul să binecuvânteze fratele Modest, care va aduce mesajul din dimineața aceasta. Thank you.
mila ta e nesfârșită, zi de zi, tu mă ții în mâna ta. În zorii dimineții și până când ador, vreau să
sunt pe deal uniți cu El, cu Iisus Emanuel. El e viu, El e viu, dar Iisus Hristos e viu. Yeah.